Bine ați venit! Nu ne așteptam să fim număr atât de mare. Este o sală mai micuță, dar nădăjduim că dragostea face să încăpem toți. Este o seară dedicată părintelui Sofian Bughiu. Din partea celor care l-au cunoscut, vor fi mărturii și sunteți invitați, cei care l-ați cunoscut, cei care v-ați spovedit la Părintele Sofian, sunteți invitați să luați cuvântul. Se înscrie în seara dedicată duhovnicilor și mărturisitorilor. Ultima seară pe care am seara duhovnicească pe care am petrecut-o aici, vă amintiți, a fost cu Părintele Daniel Sandu Tudor. La fel ca atunci avem înregistrări și filme. Îi mulțumim Părintelui Teofan pentru inițiativa aceasta. Anul acesta a avut loc un simpozion, întâlnirea cu duhovnicul, Părintele Sofian Bughiu, la Iași, continuat apoi la Mănăstirea Neamțu. Și ne-am gândit că Părintele fiind numit Apostolul Bucureștiului sau Bucureștilor sau Duhovnicul Bucureștiului, este bine ca să facem această întâlnire duhovnicească și în București. Vom începe cu rugăciunea Împărate Cerești și după aceea vom viziona un film despre Părinte. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Zicem toți. Împărate Ceresc, Mântuitorule, Duhul adevărului, care pretutindeni ești și în toată binești, vistiere mărbunătăților și dătătorul de viață, vino și exălăjește în noi și ne curățește pe noi de toată zidăciunea și mântuiește urmele sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, prea cu viață, Părinte, binecuvintează. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi. Amin. Amin.